Reluarea programului Casa Verde, bucuria câtorva zeci de buzoieni, mai bine de 300 de dosare au fost depuse încă din 2011 la Buzău. Acestea au intrat de curând în analiză, iar pentru 74 dintre solicitanți, așteptarea a luat sfârșit. Mai puțin norocoși au fost alți 34 de buzoieni, ale căror cerere au fost respinse. Programul Casa Verde a fost relansat de către Ministerul Mediului, dar într-o primă fază, sunt analizate dosarele restante din sesiunea 2011. În cazul județului Buzău, 2011 a fost ultima sesiune a acestui program. Au rămas 300 și ceva de dosare care nu au fost analizate. Și vor fi, pentru județul Buzău mă refer, și vor fi supuse analizei în acest moment. Până în prezent, această analiză se face de către Fondul de Mediu. Agenția Națională pentru Protecția Mediului a încheiat un protocol cu Fondul de Mediu prin care APM-urile județene sunt partenere pentru derularea acestui program. Săptămâna trecută la APM Buzău au ajuns, am primit un număr de 74 de contracte care urmează să fie semnate de către beneficiari, alte 34 de solicitări care au fost analizate în această perioadă fiind respinse din vari motive. Buzoienii ale căror cereri au fost respinse pot depune contestații la administrația Fondului de Mediu. Analiza acestor dosare, precizările se fac de către Fondul de Mediu. Cei care au nelămuriri referitoare la respingerea dosarului vor să depună contestații, trebuie să se adreseze direct Fondului de Mediu la București. Noi nu suntem decât în postura de instituție parteneră implicată în derularea acestui program. Beneficiarii, cei 74, sunt invitați la sediul Agenției pentru Protecția Mediului pentru semnarea contractelor, urmând ca apoi să beneficieze de sumele respective. Trebuie precizat iarăși că pentru semnarea contractelor ei trebuie să vină cu un extras de carte funciară recent, cu un extras privind numărul contului bancar unde se face plata și o copie după buletin. Prin programul Casa Verde se acordă finanțări persoanelor fizice și juridice pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie verde. Solicitanții pot primi finanțări nerambursabile de până la 6.000 de lei pentru instalarea unor panouri solare, a unor centrale termice pe peleți, brichete sau tocătură lemnoasă. Până la 8.000 de lei se acordă la instalarea pompelor de căldură. Buzoienii care au accesat programul Casa Verde sunt extrem de mulțumiți de felul în care se derulează programul. Au fost doar câțiva pași. A trebuit să mergem la cadastru, am depus o cerere, apoi la primărie și a fost firma Protehnic care ne-a înlesnit oarecum aprobările și de aici demersurile au fost ușoare. Este benefică? Foarte, foarte benefic pentru că se face este un consum mic de apă, de apă caldă, de energie, în primul rând de energie, pentru că datorită faptului panourile solare se încălzește apa direct de la soare și asta ajunge la temperaturi foarte ridicate, la aproape 100 de grade Celsius. Deci eu la mama aici, la curte, nici nu pot să spăl vasele cu apa friptă, cum este. Plus de asta, deci dacă fiecare dorește să aibă un mic confort fără cheltuieli prea mari, este foarte, foarte indicat. La nivel național, în acest an, vor fi decontate cererile a peste 13.000 de cetățeni care au depus în 2011 dosare pentru programul Casa Verde.